Berea este apreciată de multe persoane. Este realizată din ingrediente benefice, cum sunt drojdia, orzul și malțul. În cazul în care te-ai întrebat adesea dacă berea sănătoasă este doar un mit, trebuie să știi că această băutură conține acid folic, magneziu și potasiu. Toate băuturile alcoolice, inclusiv berea, cresc nivelul de colesterol bun, reduc nivelul de colesterol rău și subțiază sângele, scăzând riscul de infarct și atac cerebral atacă studiile. Consumul moderat de alcool, însemnând o bere de 330 de ml pe zi pentru o femeie și două pentru un bărbat, a fost asociat și cu un risc scăzut de diabet de tipul 2 și îmbunătățirea funcțiilor cerebrale la vârstnici. Berea oferă beneficii unice în comparație cu vinul și băuturile spirtoase. De asemenea, într-un alt studiu s-a arătat că bărbații care consumau bere prezentau un risc redus de a avea pietre la rinichi, comparație cu cei care optau pentru alte băuturi alcoolice, probabil datorită efectului diuretic și conținutului mare de apă din bere. Alte studii au arătat că anumite substanțe din hamei ar putea încetini pierderea calciului din oase, prevenind formarea de pietre. O bere blondă de 330 de ml conține puțin sub un gram de fibre, iar una neagră puțin peste un gram. Berile blonde în general conțin mai multe vitamine B. De asemenea, o bere de 330 de ml conține mai mult calciu, magneziu și selenium decât un pahar de vin. Berea este o alegere ideală când ieși în oraș cu prietenii. În loc să optezi pentru un cocktail care conține foarte multe calorii și ți-ar putea face probleme prin favorizarea rotunjimilor inestetice, mai bine bea un pahar de bere și vei avea multă energie fără să trebuiască să planifici un nou antrenament la sală pentru a elimina excesul de calorii consumate.